gândit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine și să dăm citire la Psalmul 150. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt! Lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui! Lăudați-L pentru ispravele Lui cele mari! Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită! Lăudați-L cu sunet de trâmbiță! Lăudați-L cu alăută și harpă! Lăudați-L cu timpane și cu jocuri! Lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul! Lăudați-L cu chimvale sunătoare! Lăudați-L cu chimvale zângănetoare! Tot ce are suflare, să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Din păcate, această teză, acestui psalm, acest mesaj, acest imperativ, că asta este, nu este o sugestie, nu este o opțiune, este un imperativ de a lăuda pe Domnul, este deseori total ratat, mai ales în biserica contemporană. Lucrul acesta pentru că psalmul acesta vorbește despre anumite elemente în închinare, în lauda aceasta care este prescrisă, care sunt așa de fascinante pentru biserica modernă, și anume instrumentele, am văzut la un moment dat și jocuri, care se referă la dansuri, da? Încât biserica contemporană și mai ales cei tineri sunt așa de fascinați încât ratează total teza principală, și anume lăudați pe Domnul. Dacă acest psalm ar omite versetul 3 la 5, unde se vizează aceste exprimări, cei mai mulți creștini în ziua de astăzi n-ar mai fi interesat de psalmul 150. Dacă ar fi doar așa, lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru ispravele Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, lăudați pe Domnul. Și dacă s-ar încheia așa, am înțeles, lăudăm pe Domnul. Ce este așa de interesant? Dar pentru că avem aceste versete care vorbesc despre laudă instrumentală, care pomenesc manifestări fizice, precum ar fi jocurile sau dansul, urechile creștinului modern, contemporan, sunt deosebit de atente. Ăsta e un psalm care îmi place. Ăsta e un psalm care vreau să îl aplic. Uite ce închinare harismatică, ce închinare plină de exuberanță și de manifestare și de externalizare noi vrem ca să impunem acest psalm. Din păcate, din această preocupare pentru aspectul acesta, care este prezent și vom vedea exact ce înseamnă și cum se aplică în viața noastră ca și credincioși, din păcate, pentru această obsesie se ratează esența acestui psalm magnific, care este lăudați pe Domnul. Și se pune tot accentul în ziua de astăzi pe aspectul instrumental sau pe manifestarea fizică a laudei. Și nu mai este laudă, este doar manifestare fizică și zgomot instrumental. Vrem în dimineața aceasta să studiem într-un mod echilibrat acest psalm, punând câteva întrebări care vor fi ghidul nostru, și aceste întrebări nu sunt inventate de noi, ele se regăsesc în structura psalmului. Și vă spun care sunt cele 5 întrebări care, de fapt, se pot pune la orice text. Se pot pune la orice text din Sfânta Scriptură și, de fapt, la orice text în existență. Prima întrebare. Ce? Ce trebuie să facem? Și vedem în versetul 1 că ni se spune ce trebuie să facem. De fapt, fiecare verset spune lăudați, lăudați, lăudați. Da? A doua întrebare. Unde trebuie să facem această activitate? Am înțeles ce trebuie să facem, unde trebuie să facem. A treia întrebare. De ce sau pentru ce ar trebui să facem lucrul acesta? A patra întrebare. Cum? Cum trebuie realizată această activitate? Sau cu ce trebuie realizată această activitate? Și cinci. Cine? Cine trebuie să facă aceasta? Da? Tot ce au suflare. Tot ce au suflare. Da, așa este, frate. Deci, 5 întrebări, asta este tema noastră în această dimineață, 5 întrebări și 5 răspunsuri biblice din Psalmul 150 despre laudă. Haideți să le luăm pe rând. Ce trebuie să facem? Ce ne poruncește psalmistul? Care este imperativul? Este foarte simplu. Lăudați pe Domnul. Și totuși, câtă profunzime într-o frază așa de scurtă, câtă învățătură
câtă adâncime de profunzime. Ce este lauda până la urmă? Este foarte ușor ca să zici lăudați pe Domnul și de fapt să nu înțelegem. Lauda este o activitate și o dispoziție în același timp de care toți oamenii au parte. Toți experimentăm această atitudine, această dispoziție a inimii care se externalizează în primul rând prin ceea ce spunem numită lauda. C.S. Lewis zicea că lauda izvorăște în mod natural atunci când iubim ceva. Când inima noastră se delectează în ceva, îi place ceva, iubește ceva, noi în mod natural lăudăm, izvorăște laudă din noi. Și dădea el ca și exemplu faptul că îndrăgostiții își laudă în mod natural iubitele. Nu trebuie să învețe nimeni să își laude iubita. Dragă, ești așa de frumoasă, ești așa de minunată, ești așa... De ce? Pentru că iubește. Se face vinovat și de a fi mincinos, că poate nu e așa de frumoasă și nu e așa de minunată, da? Poate este mai puțin frumoasă. Dar pentru el este. De ce? Pentru că este aleasa lui, este iubita lui. Iubitorii de artă laudă operele artistice. Văd un tablou și spun ce tablou minunat, ce maestru a pictat așa ceva, ce culori. Sau aud o operă de muzică și laudă muzica. Ce linie melodică, ce simfonie frumoasă, ce minunat este. De ce? Pentru că iubesc ceea ce experimentează. Atașamentul sentimental și împlinirea sentimentală în sau prin ceva sau în cineva produce în mod natural laudă din noi la adresa acelei persoane sau acelui lucru. Da? Și această laudă, care o experimentăm fiecare dintre noi în viața de zi cu zi, ne lăudăm soțiile, ne lăudăm copiii, lăudăm lucrurile de care ne bucurăm, probabil că la masă, dacă am înțeles că o să mergem la masă unde am fost și data trecută, voi lăuda mâncarea, că a fost foarte bună. Și voi spune, wow, ce mâncare bună, ce sarmale gustoase, ce friptură gustoasă, da? Și deși psalmistul spune să lăudăm pe Domnul, vom vedea că nu este un lucru păcătos ca să lauzi și alte lucruri. Așa am fost creați, cu sentimentul acesta în noi, cu atitudinea aceasta în noi. Totuși, ce este lauda? Haideți să o definim. Lauda este, conform dicționarului, hai să luăm o definiție laică și apoi vom vedea și una teologică pe parcurs. Prețuirea exprimată prin cuvinte a unui lucru sau a unei persoane sau a faptelor și meritelor ei, cuvinte prin care să exprimă această prețuire. Este simplu, da? Lauda este exprimarea prețuirei noastre. Când prețuim ceva, când iubim ceva, folosiți ce sinonimă doriți și exprimăm acea prețuire, aceasta este laudă. Dacă prețuiești frumusețea cuiva, vei lăuda acea frumusețe prin exprimarea ta. Dacă prețuiești o zi frumoasă, vei lăuda acea zi frumoasă. Da? A venit zilele acestea de primăvară și am început toți ca să lăudăm și să spunem ce vreme minunată. Ce cald e, ce frumos e, ce, da? Lăudăm în mod natural. De ce? Pentru că ne place. Ne place această temperatură, ne place clima aceasta. Da? Cum ziceam, fiecare om este angrenat în această activitate, o facem în mod constant, lăudăm ceea ce prețuim. Da? Dar trebuie ca să vedem că imperativul nu este doar să lăudăm, ci să lăudăm pe Domnul, pe Dumnezeu. Da? Nu doar dispoziția și activitatea laudei este poruncită, ca să ar fi ușor, toți oamenii laudă. Ni este poruncit și obiectul laudei noastre, și anume pe Dumnezeu. Prima întrebare care se află în vechile catechisme, de exemplu catechismul de la Westminster, catechismul baptiștilor reformați de 1689, este aceasta. Care este scopul suprem al omului? Și răspunsul este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în El pentru totdeauna. Pentru aceasta am fost creați. Noi am fost creați ca să îl glorificăm, să îl lăudăm, să experimentăm gloria lui Dumnezeu, natura lui, caracterul lui, și când experimentăm acel lucru, la fel cum atunci când experimentăm orice lucru care ne fascinează, minunează, ne place, să răspundem în laudă. Să explodăm în laudă față de Dumnezeu. Și asta să fie viața noastră, eternitatea noastră să fie privirea lui Dumnezeu, să privim asupra frumuseții lui Dumnezeu și să îl lăudăm, să îl glorificăm. Pentru aceasta am fost creați. Omul în general nu are o problemă cu lauda, nici măcar cu închinarea sau cu glorificarea ca și concept.
Toți oamenii, în mod firesc, fac aceste lucruri, simt nevoia să facă aceasta. Caută lucruri prin care să-și exprime lauda, închinarea. Mergeți, de exemplu, sau mai bine nu mergeți, dați drumul la un concert de muzică. Să vezi acolo gloate de oameni care strigă laudele lor la cei care cântă și care realmente fac parte dintr-un act de închinare. Îi vezi că se închină, le place. Este normal, este natural, este firesc pentru om să laude. Problema este ce lauzi, ce glorifici, la ce te închini. Problema este că obiectul laudei, obiectul închinării lumii este greșit. Iar aceasta face lauda să fie păcătoasă. Când obiectul este greșit, lauda este greșită. A lăuda o zi frumoasă nu este în sine păcătos. A lăuda o zi frumoasă fără a recunoaște cel care a creat acea zi, face lauda păcătoasă. Aceasta argumentează Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, când zice: fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, cum l-au cunoscut? Natură. Prin natură. Prin natură, prin tot ceea ce a creat Dumnezeu, să vede gloria Lui. Și oamenii îl cunosc pe Dumnezeu. Și laudă, dar nu laudă pe Creator. Nu laudă pe Creator. Ei nu L-au slăvit ca Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Și nici nu I-au mulțumit. Problema nu este că omul nu vrea să laude, ci nu vrea să laude pe Dumnezeu. Tragedia, crima supremă, este ca lauda și închinarea noastră, care se cuvine Lui Dumnezeu, este acordată lucrurilor create și nu Creatorului. Asta este crima cea mai groaznică a omenirii împotriva lui Dumnezeu. Ce monstruos este, gândiți-vă, ce monstruos să folosești darurile lui Dumnezeu, menite de Dumnezeu să ne conducă în lauda Lui, pentru a păcătui împotriva Lui. Să te folosești de aerul care îl respiri, care Dumnezeu ți l-a dat să poți ca să îl lauzi. De hrana care îți dă putere. De ziua aceasta minunată care te îndeamnă spre a lăuda pe un Creator minunat, să păcătuiești împotriva Lui. Să prețuiești ziua mai mult decât Cel care a dat-o. Să prețuiești hrana mai mult decât Cel care ți-a dăruit-o. Să prețuiești aerul și viața mai mult decât Dătătorul de viață. Să folosești darurile Lui împotriva Lui. Imaginați-vă, să fie mai palpabil, mai plastic, imaginați-vă un soț care folosește darurile soției lui să-și laude și să-și cucerească amanta. Să păcătuiască împotriva soției lui. Merge acasă, soția a pregătit un tort minunat. S-a chinuit toată ziua. Și el împachetează soțul și merge la cea cu care vrea să păcătuiască. Zice: dragă, ți-am pregătit un tort pentru că te iubesc. Asta facem noi cu Dumnezeu. Dumnezeu ne dă daruri și noi luăm darurile Lui și ne mulțumesc frumos, acum vreau să mă duc să le închin altcuiva. Să păcătuiesc împotriva ta. Asta este relația omenirii cu Dumnezeu și de aceasta spune Apostolul Pavel că mânia lui Dumnezeu se descoperă peste toți oamenii. Pentru că toți oamenii profită de harul și de bunătatea lui Dumnezeu și în loc ca să laude pe El, păcătuiesc cu darurile Lui împotriva Lui. Care este diferența între laudă și închinare? Pentru că este o diferență subtilă, da? Lauda este, până la urmă, parte din închinare, dar totuși este o distinție. Dacă lauda este ceva, în mod principal, care trebuie să fie pentru Dumnezeu, dar nu este în sine un lucru păcătos dacă lauzi alte persoane sau alte lucruri, cât timp recunoști faptul că le-ai primit de la Dumnezeu, cât timp acele lucruri, de fapt, te conduc la o laudă a lui Dumnezeu. De exemplu, ar lăuda soția sau soțul că este un soț bun sau soție frumoasă sau ce-ar fi, este un lucru frumos și un lucru care, până la urmă, și Dumnezeu ni-l cere. Dar dacă ne închinăm soției sau soțului, păcătuim grav. Biblia spune că închinarea este rezervată doar pentru Dumnezeu, doar pentru Dumnezeu. Lauda este recunoașterea acțiunilor sau a calităților cuiva și acest lucru poate fi adresat lui Dumnezeu, dar poate fi adresat și altor persoane. Putem recunoaște calitățile unei persoane. Puteți recunoaște calitățile păstorului și spuneți: frate, am fost foarte zidit prin predica ta. Mulțumesc Domnului pentru predica ta. Dar este o laudă constructivă, benefică, nepăcătoasă să faci lucrul acesta, da? Dar a te închina unei persoane
Este un lucru care este strict interzis, strict interzis de cuvântul lui Dumnezeu. Atât timp cât nu atribuim anumite calități, anumite fapte care sunt în mod exclusiv atribuite lui Dumnezeu, altcuiva, nu este păcătos să recunoști și să apreciezi o calitate a cuiva. În schimb, închinarea este total altceva. Închinarea poate implica laudă, dar este mai mult decât doar lauda. Închinarea este o recunoaștere a autorității totale sau o predare a ființei tale înaintea lui Dumnezeu. Este o copleșire a ființei tale. De aceea când priviți în Scriptură, când se descrie lauda, vom observa că arată diferit de atunci când se descrie închinarea. Lauda este externalizată, este exuberantă. Este omul care vine și strigă afirmații de apreciere la adresa lui Dumnezeu. Închinarea este altfel. Închinarea este omul care cade cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite. Închinarea este atunci când în mod deplin ființa noastră este copleșită de prezența lui Dumnezeu. Când ființa noastră intră în contact cu Dumnezeu, Dumnezeu se revelează într-un mod special față de noi, cădem în supunere, în închinare înaintea lui. Gândiți-vă la Isaia. Isaia nu începe să danseze, să joace și să strige de bucurie înaintea Domnului. Vai de mine, da? Și Isaia nu era un deosebit de păcătos. Nu vă imaginați că Isaia era un stricat, nu? Era un proroc al Domnului, era un om pus deoparte, era un om extraordinar. Atunci când omul se întâlnește cu slava lui Dumnezeu în mod deosebit și ființa lui răspunde prin închinare, este o predare totală. Este o supunere totală. De aceea închinarea de cele mai multe ori nu este exuberantă, ci este una introvertită, este una de supunere, de cădere înaintea lui Dumnezeu. Când frații îmi zic câteodată în urma slujbelor, frate, m-am simțit așa de apăsat, așa de groaznic când am privit la starea mea, la păcatul meu, zic, slavă Domnului, ai avut o închinare extraordinară. Pentru că atunci când intri în contact cu sfințenia lui Dumnezeu, nu te simți prima dată bine. Te simți ca și Isaia, vai de bine. Vai de mine. Apoi Dumnezeu, la inițiativa Lui, te sfințește. Și apoi poți ca să stai în prezența Lui știind că ești îndreptățit, sfințit prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Oamenii care numai tot sar de bucurie înaintea lui Dumnezeu încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeul adevărat. Prima reacție a închinării este vai de mine. Și apoi, după ce Dumnezeu te îndreptățește, te acceptă, apoi ființa ta începe și este exuberantă, este plină de laudă și de mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. 2. Unde trebuie ca să lăudăm pe Dumnezeu? Psalmistul sublinează două locații, sau cel puțin două categorii majore, unde trebuie să fie practicată lauda noastră față de Dumnezeu. Prima locație. Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. La ce se referă psalmistul? Păi cel mai ușor am putea înțelege exact la ce se referă dacă mergem în psalmul 149. Psalmul 150 face parte într-o grupare de psalm care tratează tema laudei și vedem în psalmul 149 cu versetul 1, ni se spune ca să cântăm laudele lui Dumnezeu în adunarea credincioșilor Lui. Cel mai evident înțeles este că psalmistul ne cheamă la o închinare, la o laudă publică a poporului Dumnezeu. Ăsta este contextul. Adunarea poporului Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Ăsta este locașul cel sfânt al lui Dumnezeu. Lucrul acesta este deosebit de important în zilele noastre, când societatea și cultura modernă este una care nu mai prețuiește închinarea corporativă. Mersul la biserică nu mai este ce era pe vremuri. Nu este așa de important. Mai ales mediul online, generația asta, Facebook, și nu numai consideră că ce se întâmplă aici nu este ceva special și deosebit. Pot asculta și pe YouTube, pot asculta o înregistrare. Care este problema? Eu pot să laud pe Domnul și la mine în bucătărie, eu laud și în mașină, eu laud peste tot. Mare brânză ce faceți voi acolo duminică dimineață, n-am nevoie de așa ceva. Asta este atitudinea din ce în ce mai mult a celor care vin din noile generații. Dar Scriptura are o altă părere.
Scriptura pune o valoare deosebită pe ceea ce se petrece atunci când copiii lui Dumnezeu se adună la oaltă să laude și să se închine înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este evident. De aceea Scriptura ne spune, din nou și din nou, să prețuim lucrul acesta. Ne spune ca să nu părăsim adunarea noastră la oaltă, cum au unii obiceiul. Ceva special să petrece aici. În Matei 18, am studiat acest text împreună, în versetul 20, avem promisiunea Domnului Iisus Hristos că atunci când biserica se strânge la oaltă, El va fi prezent. Frate, dar scrie 2 sau 3 în numele meu. Dar citiți contextul, am studiat. În versetul 17, vedem că Domnul Iisus Hristos spune că dacă un frate nu este receptiv la disciplină, să facem ce? Să-i spunem bisericii. Ca atare, când se vorbește în versetul 20 despre prezența specială a lui Hristos în mijlocul celor 2 sau 3 care se adună numele Lui, înțelegem că Hristos folosește o metaforă, o descriere a bisericii. Care e cea mai mică biserică posibilă? Unde? 2 sau 3? Acolo Hristos este prezent dacă sunt adunați în numele Lui Hristos. Nu contează dacă 10, dacă 50, dacă 3, dacă se adună în jurul Lui Hristos. În numele Lui, sub mandatul Lui, ca și reprezentanța Lui, ei sunt biserica Lui Hristos și El este acolo. El este la fel de prezent aici, cum este într-o biserică de 500 de oameni. Cât timp sunt oameni strânși acolo în numele Lui și sub autoritatea Lui. Hristos promite că El va fi în mijlocul bisericii. Ca atare, ceea ce se întâmplă aici este ceva special. Hristos își promite prezența într-un mod special. Da, putem să lăudăm pe Dumnezeu oriunde. Și vom vedea că psalmistul ne poruncește acest lucru. Viața noastră să fie plină de laudă, dar ce se petrece în lauda corporativă. Când poporul lui Dumnezeu îl laudă pe Dumnezeu împreună, este ceva special. Este ceva deosebit, aparte și important. Cred că și ordinea imperativelor este importantă. Psalmistul ne spune că întâi în adunarea sfinților, asta trebuie să fie prioritar în viața noastră, și apoi în restul lumii. Eu personal am dubii despre credincioșii care zic că ei laudă tot timpul și peste tot, se roagă tot timpul și peste tot, dar la adunare nu-s prezenți. Am dubii despre viața aceasta de laudă care nu face o prioritate din lauda și închinarea în adunare. Psalmistul spune în locașul cel sfânt și apoi această închinare, această experimentare a lui Dumnezeu se va răsfrânge pe toată viața. Când plec de aici, voi lăuda în continuare. M-am alimentat prin experimentarea specială a lui Dumnezeu în cadrul poporului său ales. Și atunci, luni, marți, miercuri, din mine izvorește laudă. Există un har special și o experimentare deosebită a lui Dumnezeu în adunarea sfinților. Aici lauda va fi mai amplă. Aici închinarea va fi mai profundă. Aici prezența lui Dumnezeu va fi mai evidentă. Aici Dumnezeu a promis că va lucra într-un mod deosebit. Al doilea loc în care trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, ne spune psalmistul, este în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lauda lui Dumnezeu nu este limitată doar în cadrul închinării corporative, în cadrul închinării bisericii, ci laudele la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie pe buzele credinciosului tot timpul și peste tot. Da? Pentru că oriunde mergi în lumea aceasta, ești sub întinderea cerului, ești în prezența creației lui Dumnezeu. Ca atare, noi ca și credincioși, da, lăudăm în mod special pe Dumnezeu aici și acum, în mijlocul adunării, dar și când plecăm de aici și când ajungem acasă și în timpul săptămânii. Vorbeam cu o soră de la noi din biserică și îmi spunea că ei este foarte greu să vorbească cu oamenii despre Dumnezeu și nu știe cum să-i abordeze. Nu are puncte comune de legătură să vorbească cu Dumnezeu. Nu se ivește ocazia, spunea sora. Și am zis că acest lucru este total fals. Să se gândească la faptul că toate lucrurile sunt despre Dumnezeu. Și am întrebat-o, ce discuți cu vecinii tăi? Ce fel de discuții aveți împreună cu discuții? De exemplu, discutați lucruri banale, precum despre vreme? Vecine, ce zici tu de vremea asta? Zici, sigur, cum să nu? Întotdeauna când văd cu vecinii, mă întreabă. Ce zici de vremea asta? Cum ți se pare? Uite, e frig, e cald, e ploaie.
Și am zis, ei, gândește că lucrurile acestea pentru credincios nu sunt banale. Sunt despre Dumnezeu. Data viitoare, când vecinul spune, vecine, ce zici de ploile astea? Răspunde-i altfel. Spune-i, mulțumesc lui Dumnezeu care dă ploaie. Mulțumesc lui Dumnezeu care face iarba să crească. Mulțumesc lui Dumnezeu care ne dă roada pământului. Mulțumesc lui Dumnezeu care ne-a creat. Mulțumesc lui Dumnezeu și laud pe Creatorul care dă ploaie și soare și tot ceea ce avem nevoie. Da, zice. Fantastic. Orice lucru este despre Dumnezeu. Oricând avem un motiv să lăudăm, oricând avem un motiv ca să vorbim despre Dumnezeu, să apreciem ceea ce El a făcut, pentru că tot ceea ce există este făcut de El. Tot ceea ce există este despre Dumnezeu. Absolut totul are menirea să ne îndrepte spre Dumnezeu, spre lauda Lui. Cerurile, ne spune Biblia, vestesc gloria Lui Dumnezeu. Ca tare n-avem nicio scuză ca să nu lăudăm pe Dumnezeu. Noi, în felul nostru de a vorbi despre Dumnezeu, despre creația Lui, despre lucrările Lui, trebuie să fim, prin laudele noastre, îndrumători spre Dumnezeu. Vecinii noștri, cunoscuții noștri, să zică, măi, ce vede omul ăsta în ziua aceasta încât el, când l-am întrebat ce zici de vremea asta, l-a lăudat pe Domnul pentru 10 minute. Măi, ce-i cu omul ăsta? Că l-am întrebat dacă e bună mâncarea și 5 minute mi-o tăt spus cât de măreți Dumnezeu că i-o dat suc de portocale. Ceva-i ciudat cu omul ăsta. Ce vede el, ce nu văd eu? Să vină să zică, măi, să-mi gust și eu din sucul ăla. Poate e un suc foarte special, care nu l-am găsit la supermarket. Și când gust, se vede că e același suc de portocale care îl bea și el. Zică, ceva-i diferit cu omul acesta. El înțelege ceva. El are o credință. El are o nădejde. Și atunci te va întreba, da? Tu de ce tot timpul lauzi pe Dumnezeu? Noi trebuie să fim asemenea închinători, asemenea lăudători al lui Dumnezeu, încât să îndrumăm pe oameni spre Dumnezeu. 3. De ce și pentru ce să îl lăudăm pe Dumnezeu? Uitați ce spune psalmistul. Lăudați-l pentru ispravele lui cele mari. Am putea să sumarizăm categoria aceasta în felul acesta. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru ce face Dumnezeu. Pentru ce face? Primul motiv menționat sau prima categorie de motive este pentru care trebuie să lăudăm sunt lucrările Lui, lucrurile care Dumnezeu le-a făcut. Lauda este, cum am zis, recunoașterea și exprimarea valorii a acțiunilor sau a persoanei cuiva. De aceea lauda de cele mai multe ori este foarte legată de mulțumire. Când vrem să lăudăm pe cineva, le și mulțumim, da? Dacă eu spun sorei astăzi la masă, soră, mâncarea aceasta este extraordinară, următorul lucru din gura mea probabil va fi mulțumesc. Mulțumesc pentru această mâncare deosebită. Lauda și mulțumirea merg mână în mână. Cred că sora se gândește acum, fratele e foarte flămând. Da? Stați liniștiți, frate, ne-o lăsați și mic dejun, deci suntem în grafic, da? Lauda este această recunoaștere, dar din ea automat se naște mulțumire. De aceea, lauda de cele mai multe ori este legată de mulțumire. Pentru că atunci când prețuim ceva, fapta cuiva, acțiunea cuiva, vom mulțumi pentru ea. De aceea, lauda la adresa lui Dumnezeu, din această categorie, sună cam așa. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai creat. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai salvat. Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai făcut cu tare lucru. Sau ai făcut cu tare lucru, da? A mulțumi este un aspect al laudei, dar nu este tot. Este doar o categorie, un aspect. Pentru că a aprecia pe cineva pentru un beneficiu care ți l-a adus ție este bine, dar a aprecia pe cineva pentru valoarea lui ca și persoană este superior. Gândiți-vă la exemplu. Hai să mergem înapoi la exemplu cu soția și soțul. Dacă un soț ar lăuda pe o soție întotdeauna doar pentru ce a făcut pentru el, pentru beneficiile, o laudă. Te laud pentru mâncare, te laud când nu ai călcat cămașa, te laud pentru aia, te apreciez pentru așa, soția spune, măi, dar tu pe mine mă iubești? Păi nu, doar că apreciez că faci toate lucrurile astea pentru mine. Adică eu n-am o dragoste, o apreciere la persoana ta, eu doar apreciez ceea ce faci pentru mine. Ar fi dărâmată soția aceea, nu? De ce? Până la urmă laudă tot timpul. Pentru că lauda acțiunilor noastre este inferioară cu lauda sau aprecierea persoanei noastre. Noi vrem să fim iubiți pentru
cine suntem. Așa este. Nu doar pentru ceea ce facem. De asemenea, Dumnezeu merită laudele noastre pentru cine este El. A doua categorie care spune psalmistul este: lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. După slava Lui, după caracterul Lui. Da? Este un fel de a spune după slava Lui dumnezeiască. A doua categorie este una de natură ontologică. Adică nu pentru ce face Dumnezeu, ci pentru ce este Dumnezeu. Noi trebuie să lăudăm pentru ce este Dumnezeu. Pentru că este una să apreciez acțiunile unei persoane și este alta să apreciez acea persoană. Este una să afirm valoarea acțiunilor și alta să afirm valoarea persoanei. Da? Eu apreciez mecanicul, apreciez faptul că mi s-a reparat mașina, dar nu iubesc mecanicul. Înțelegeți? Da? Eu îi zic, bravo că mi-ai, super, ai făcut o treabă extraordinară. Dar eu nu-l apreciez pe el, nu-l iubesc pe el ca și om. În momentul în care nu mai îmi repară mașina, relația noastră s-a terminat, da? Ei, cu Dumnezeu, noi în primul rând trebuie să apreciem persoana Lui. Lauda noastră nu trebuie să fie doar la adresa faptelor Lui Dumnezeu, deși sunt multe și mărețe și demne de laudă, ci trebuie să vizeze persoana Lui Dumnezeu. Rețineți, lauda este prețuirea noastră exprimată. Și atunci ne punem întrebarea. Tu de ce îl prețuiești pe Dumnezeu? De ce îl iubești pe Dumnezeu? Îl iubești și îl prețuiești pentru ceea ce este El? Pentru natura sa? Pentru slava sa? Sau doar pentru ceea ce a făcut pentru tine? Îl iubești pentru cine este sau pentru beneficiile care ți le-a adus? Și păgânii își prețuiesc zeii atunci când cred că au un beneficiu. Și păgânii își laudă zeii când au nevoie de o favoare. Creștinul îl iubește pe Dumnezeu în primul rând pentru ceea ce este Dumnezeu, pentru cine este El și nu doar pentru ceea ce a făcut pentru noi. De aceea creștinul îl laudă pe Dumnezeu și în mijlocul suferinței, și în mijlocul încercării. Rețineți istoria lui Iov. Prietenul Iov spune, bleastă-mă pe Dumnezeu și termină cu toate astea. Iov a suferit pierderea tuturor lucrurilor care îi aduceau bucurie. Și Iov nu poate să-L blesteme pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Iov îl iubea pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Pentru relația care o avea cu El. Nu pentru beneficiile care le avea de la Dumnezeu. Vai cât de mulți creștini, între ghilimele, când pierd beneficiile, binecuvântarele lui Dumnezeu, să le apădă de Dumnezeu. Păi de ce te-am slujit dacă nu mai îmi dai? De ce te-aș sluji? Noi suntem chemați în primul rând să lăudăm pentru cine este El. Și ce se laude în cadrul închinării sună cam astfel. Te laud, Doamne, pentru că ești sfânt, pentru că ești creator, pentru că ești dragoste. Nu pentru beneficiile care le-am trimis, le-ați mulțumit și sunt legitime și sunt bune, ci pentru că El este lucrul acesta. Da? El este dragoste, El este sfințenie, El este dreptate. Și trebuie ca să Îl lăudăm pentru ce este. 4. Cum și cu ce? Asta este întrebarea delicată. Cum și cu ce? Până aici toată lumea a fost de acord. Haideți să vedem. Lăudați-L cu sunete de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta, cu harpa, cu timpane și cu jocuri, cu dansuri. Lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănetoare. Mesajul este cât se poate de simplu, așa per total, am putea să sumarizăm cam așa. Lăudați-L pe Domnul cu totul. Asta este ideea principală, da? Cu diverse instrumente, cu diverse manifestări, chiar și cu trupul vostru, lăudați-L pe Domnul. Acum ne întrebăm, chiar le-a spus psalmistul poporului Dumnezeu să laude pe Domnul cu jocuri, cu dansuri? Prea de tot, frate. Ce fel de pocăit era psalmistul ăsta? Da, le-a spus, dar ca și orice text din Biblie trebuie tălmăcit, explicat în contextul lui. Biblia nu se tălmăcește altcumva decât cu Biblia, în contextul în care se află. Trebuie ținut cont de contextul textual și contextul istoric. Da? Asta este principiul după care interpretăm Scriptura. Rețineți că psalmistul de la început ne-a arătat și ne-a îndemnat și ne-a poruncit
Să lăudăm pe Domnul nu doar în contextul adunării a templului, ci și în alte contexte, în toate contextele. Și prima întrebare trebuie să fie, oare acum când ne dă această poruncă despre manifestări diverse, sunt toate menite pentru templu? Sau poate unele sunt pentru în afara templului, da? Altfel spus, avem indicii cum să lăudăm pe Dumnezeu și unele indicii vizează în mod exclusiv lauda în templu și altele vizează în afara templului. Trebuie să fiți conștienți că dansul, la care jocurile la care se referă psalmistul, nu au nicio legătură cu dansul la care ne gândim noi în cultura noastră când auzim acest cuvânt. Nu este vorba de un dans senzual, nu este vorba de dansul între femei și bărbați, este vorba de un dans care se practica în cadre civile, în parade, în manifestări civile, care practicau evreii, de exemplu, la nunți, la sărbători și le practică și astăzi, dacă mergeți la o nuntă de evrei, de exemplu. Imaginați-vă un fel de horă românească, dar mai duhovnicească, cântată pe psalm, unde se iau braț la braț și joacă hora. Ei practicau asta în cadrul civil. Fiți siguri, când ajungeau în templu, lucrurile stăteau altfel, da? Se lăsa mai moale cu hora. Dar trebuie să înțelegem că avem diverse cadre. În cadrul textului nostru se cuprinde lauda în templu și lauda în afara templului. Lauda în viața religioasă și lauda în viața civilă. Da? Există o varietate de manifestări și de metode pentru a exprima prețuirea noastră, sentimentele noastre exuberante față de Dumnezeu, dar a folosi în mod gratuit acest psalm ca și o prescriere liturgică. Uite, ei dansau hora, noi putem dansa hora la biserică. Este pur și simplu o aberație. Este pur și simplu un afront față de acest psalm și ratează total contextul acestui psalm. Dacă ne uităm la contextul lărgit a Vechiului Testament, dar mergem în cercuri concentrice, vom vedea, și am văzut și aseară, că Biblia este cât se poate de explicită despre închinarea poporului. Despre închinarea la templu, despre cortul întâlnirii. Închinarea poporului religioasă este foarte strict reglementată de Sfânta Scriptură. De exemplu, închinarea muzicală era extrem de limitată în Vechiul Testament. Iniția lui Moise s-a poruncit să folosească pentru închinare doar două trâmbițe. Numer 10, da? Citiți acasă. La aproximativ 500 de ani, deci 500 de ani, doar două trâmbițe au fost instrumentalul. La 500 de ani, prin David, Dumnezeu introduce chimvale, harfe și lira, 1 Cronici. 500 de ani nu era discutabil, doar instrumentele prescrise de Dumnezeu, apoi se adaugă aceste 3. Într-adevăr, dacă ne uităm în Scripturi, vedem că generație după generație, poporul lui Dumnezeu se abate de la porunca lui Dumnezeu. Și încep și bagă alte instrumente și încep și bagă chiar și practici păgâne în închinarea religioasă și Dumnezeu îi pedepsește din nou și din nou ca să îi întoarcă la porunca lui Dumnezeu. Și în aceste perioade vedem abateri de la cuvântul lui Dumnezeu în care închinarea religioasă este alterată, în care ei murdăresc închinarea din templu și apoi vedem că este o restaurare. Dumnezeu din nou și din nou îi cheamă la pocăință și se reimplementează porunca lui Dumnezeu prin David și se reimplementează modul de închinare la templu care Dumnezeu l-a dat prin David. Rețineți principiul care l-am văzut aseară. Atunci când există o depărtare teologică, există o alterare a practicii întotdeauna. Atunci când oamenii încep și se duc spre apostazie, încep și alterează practica în închinare, în biserică. Da? De aceea, acolo unde veți vedea devieri de învățătură, acolo veți vedea cel mai mult aceste manifestări ciudate și nebiblice. Pentru că totdeauna devierea în învățătură duce la o deviere în practică. Este inevitabil lucrul acesta. De exemplu, în 2 Cronici, vedem o asemenea restaurare. Poporul s-a depărtat de porunca lui Dumnezeu, se află într-o stare de răzvrătire și Dumnezeu restaurează poporul și închinarea poporului și în 2 Cronici 29 cu versetul 25 ni se spune că Ezechia îi pusese pe leviți, vedeți inclusiv cine era implicat în această închinare muzicală era reglementat, să stea în casa Domnului cu chimvale, cu harfe și cu
lire, așa cum porunciseră David. Da? David. Căci porunca fusese dat de Domnul prin profeții săi. De fiecare dată, când Dumnezeu restaurează închinarea poporului său, îi aduce înapoi la porunca, la porunca lui și le spune, afară cu toate practicile voastre, doar ceea ce eu v-am poruncit. Da? De fiecare dată când poporul s-a pocăit și s-a întors din apostazie, s-a întors la închinarea poruncită de Dumnezeu. Da? Închinarea la templu era extrem de strict reglementată. Nu făceau ei ce vroiau, da? Era reglementată de Dumnezeu. A citit Psalmul 150, în afara acestui context vechi testamental, ca și un fel de invitație a psalmistului pentru popor să improvizeze închinarea și să facă ce vor în închinarea religioasă, ratează total, total ideea textului. Psalmistul nu și-ar permite să facă așa ceva pentru că ar merge împotriva revelației date de Dumnezeu. Nu este o invitație la o închinare cu orice fel de instrument a poporului Israel, cu orice stil muzical, cu orice manifestare. Nu asta este ideea. El vorbește de două contexte. Lauda la templu și lauda în afara templului. De exemplu, mulți care argumentează pentru această diversificare necontrolată în închinare, în ziua de astăzi, leagă Psalmul 150 cu incidentul din 2 Samuel 6. Unde zic ei, uite, Psalmul 150 a fost dansuri în închinare, în laudă, și vedem în 2 Samuel 6 că și David a dansat. Da? În versetul 12. Atunci David s-a dus și a adus chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David, în mijlocul bucuriei. După fiecare 6 pași care făceau, cei care duceau chivotul Domnului, David jertfea un bou și un vițel gras. David dansa, juca cu toată puterea înaintea Domnului. Încins cu un efod de in, David împreună cu toată casa lui Israel aduceau chivotul Domnului în mijlocul strigătilor și al sunetului de corn. Deci e clar. Dansul era acceptat ca și un mod de închinare în poporul Israel ca tare și noi astăzi putem să dansăm și să jucăm în adunare. Nu este așa? Observați, din nou nu este vorba de închinarea din templu, din adunare, ci mai mult este vorba de o paradă. Unde este David? Este în stradă. Da? Se mută chivotul dintr-o cetate în alta, dintr-un loc în altul. A spune că David era în templu și el dansa în templu este o aberație. Evident, această paradă are conotație religioasă, pentru că tot ceea ce se întâmpla în poporul Israel avea conotație religioasă. Dar David nu dansează în templu, dansează în stradă. Iar dacă orice manifestare a lui David din acest pasaj sau de oriunde din Vechiul Testament poate fi implementat în biserică, atunci avem o mare problemă. Pentru că Psalmul spune că David, de bucurie, s-a dezbrăcat. S-a rămas îmbrăcat doar la brâu. Acum vă spun, cum zice Apostolul Pavel, nu mă îndeamnă și firea, dacă eu, din bucurie față de Dumnezeu, acum în fața dumneavoastră, începe să mă dezbrac. Îmi spune, frate, nu știu ce interpretări dai tu la texte, dar pune haina și cămașa înapoi pe tine că-i bai. Nu? Pentru că înțelegeți că este una să aduc laude la adresa lui Dumnezeu doar în pantalon scurs la piscină și să o fac în amvon, în adunarea sfinților. Dar sunt două contexte diferite. Și un copil poate înțelege asta. Și un copil înțelege că la biserică nu merge ca la piscină. Sau că pe stradă nu merge ca la biserică. Nu, este logic. Și asta se întâmplă, asta se întâmplă și aici. Să nu mai vorbim că David ce face? Sacrifică animale, da? La fiecare pauză sacrifică animale. Ei, dacă aș veni aici în dimineața aceasta cu un miel și i-aș tăia gâtul în fața dumneavoastră. Pe frate, dar scrie în 2 Samuel 6 că este un mod legitim de închinare. Înțelegeți, sunt contexte diferite. Este un legământ diferit. Este total diferit. A transpune absolut tot așa gratuit și a spune dacă ei au făcut în acel context, în stradă facem și noi. Este aberant. Nimeni nu poate interpreta Scriptura în acest fel și să spună că este fidel. Problema este că evanghelicii tradiționali, pe o asemenea hermeneutică, au introdus elementele de închinare, care au dorit ei și vom învăța de seară, care sunt elementele prescrise de Biblie, în biserică. Au zis, de exemplu, v-ați întrebat, de exemplu, când a apărut fanfara în închinarea bisericii? Fanfara n-a fost o invenție bisericească, în primul rând.
a fost o invenție civică, civilă. Da? Mm. Și la un moment dat s-a împrumutat în biserică. Nimeni nu s-a întrebat dacă avem voie ca și biserică să luăm acel mod de închinare în biserică. Știți ce s-a citat când s-a implementat fanfara în biserică? Psalmul 150. Așa s-a argumentat. Dumnezeu vrea diversitate în instrumentație. Dumnezeu vrea diversitate în manifestare. Problema este că dacă asta este hermeneutica, ce faci când vin copiii copiilor celor care au alterat modelul biblic și zic noi vrem dans. Noi vrem scenete. Noi vrem filme în loc de predică. Noi vrem pictare în Duhul. Știți că este asta? Sunt biserici în care în loc să predice cineva sau în timp ce predică cineva, aici este cineva care stă și pictează în Duhul. Sau care face dans artistic în timp ce se predică. Dar de ce nu? Dacă Psalmul 150 ne spune... Vedeți, dacă luăm o hermeneutică proastă, o înțelegere proastă a contextului și a gramaticii textului și ne permitem, bazat pe asta, să alterăm după preferințele noastre, când vin copiii copiilor noștri, de ce n-ar face și ei la fel? Noi trebuie, în primul rând, să ne uităm la închinarea noastră și să spunem ne-am permis să ne deviem de la prescrierea Bibliei și să eliminăm orice care Biblia nu ne poruncește. Pentru că am înțeles că nu putem face abuz de cuvântul lui Dumnezeu să ne facem nouă plăcerile noastre. Bun, cum înțelegem atunci corect? Am înțeles acum contextul, am înțeles că avem două contexte diferite. Cum înțelegem noi Psalmul 150? Simplu. Lăsăm Scriptura să interpreteze Scriptura. Am văzut că este evident că Psalmul 150 nu caută să răstoarne ordinea lăsată Dumnezeu prin profeții săi. Nu este un psalm care contrazice tot ceea ce a dat Dumnezeu ca și revelație, ci pur și simplu exprimă faptul că în diverse cadre și în diverse feluri trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Și fiecare cadru cere ceva anume. Cadrul bisericii are o regulă, cadrul străzii, cadrul unui picnic, cadrul la piscină are un foc de tabără, are o altă regulă, da? Ce este potrivit într-un cadru, nu este potrivit într-un alt cadru, da? Și Biblia spune, există un timp și un loc pentru a boci și un timp și un loc pentru a dansa. Există o regulă a fiecărui cadru. Există un loc și un timp pentru diverse manifestări. Și există un timp și un loc, adică în templu, în biserică, unde manifestările sunt reglementate după cuvântul lui Dumnezeu. Da? Sunt două lucruri diferite. A folosi Psalmul 150 sau orice alt text biblic în felul acesta abuziv pentru a transforma închinarea adunării sfinților după chipul și asemănarea preferințelor și poftelor noastre este un afront la cuvântul lui Dumnezeu. Este o răstălmăcire a cuvântului să ne facem noi poftele. Și să spunem, dar eu aș vrea să avem și asta, și asta. Ce-ar fi așa de rău? Când întrebarea ar trebui întotdeauna închinare să fie. Și asta mă frământă pe mine. Oamenii aceștia care fac tot felul de închinări din astea extrem de moderne și extrem de pompoase și s-au întrebat vreodată, au stat vreodată să spună întrebarea cum ar vrea Dumnezeu să ne închinăm duminică dimineață? Ce ne cere Dumnezeu? Sau s-au întâlnit și au zis, mă, cum ar fi fain? Ce ne-ar place nouă? Ce putem fiecare să introducem încât să fie cât mai frumos? Vedeți diferența? O inimă care are dorința să fie ascultătoare de Dumnezeu și una care vrea doar ca să facă ce-i place, ce-i place ei. Da? Creștinul întotdeauna trebuie să caute ascultare, supunere înaintea lui Dumnezeu. Creștinul vrea și să vină să fie plăcut lui Dumnezeu după tot ceea ce Dumnezeu ne spune. Ca și un postscript. Despre dans, Vechiul Testament nu ne vorbește foarte mult. În contextul închinării, chiar aproape deloc. Ca tare, dacă ne uităm, de exemplu, unde ne vorbește despre dans ca și închinare, vedem în lumină foarte, foarte negativă. Am văzut, de exemplu, vedem în Exod 32, poporul la scurt timp deviază, da? Deviază de ceea ce Dumnezeu le cere. Și uitați ce se întâmplă. Versetul 19. În timp ce s-a apropiat de tabără, Moise a văzut vițelul și dansul, jocurile. Atunci s-a aprins de mânie, a aruncat tablele. De ce? Pentru că ei dansau ca și închinare. Da? Ei intrau în idolatrie în momentul acela. Și vedeți cum dansul în închinare este legat de conceptul de idolatrie. Da?
Dansul în sfera civilă era permis în Israel, dansul în sfera religioasă era altceva. Dumnezeu face distinție. Dansul închinare este un lucru păgân, întotdeauna a fost. Uitați-vă, în toate religiile păgâne, dansul senzual mai ales face parte din închinarea păgână. Atunci s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mâini și le-a sfărâmat de munte. A luat vițelul pe care l-au făcut și l-a ars în foc. L-a măcinat până s-a făcut cenușe, după care a împrăștiat cenușa pe apă și ca să învețe minte, a zis, beți apa aceasta și a făcut să o bea. Pentru idolatria lor, pentru introducerea unei manifestări idolatre în cadrul poporului Dumnezeu, Moise s-a mâniat deosebit și face această acțiune radicală. Să fim foarte atenți, să nu fim și noi obligați din cauza devierilor noastre să bem apă cu cenușe din partea lui Dumnezeu. Să ascultăm pe Dumnezeu în toate lucrurile, mai ales în lauda și închinarea adusă. 5. Cine? Și cu asta concluzionăm. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Tot ce are suflare. Este de datoria tuturor oamenilor să laude pe Dumnezeu. Tuturor oamenilor. Iar cei mai mulți nu o fac. Este duminică dimineață. Cei mai mulți oameni din lumea aceasta, la ora actuală, ori nu laudă pe Dumnezeu în niciun fel, nu-L recunosc în niciun fel, ori o fac în neascultare de El. Dar este datoria tuturor oamenilor. Această poruncă se adresează fiecărui om creat de Dumnezeu fără excepție. Dragul meu, această poruncă ți se adresează ție și mie. Dumnezeu ne poruncește astăzi să Îl lăudăm. Nu este doar de datoria mea și de datoria ta, este și de privilegiul meu. Este un privilegiu să fii invitat de Dumnezeu să te închini Lui. Dumnezeu nu te invită să-ți găsești altceva decât bucuria și împlinirea în El. De aceea te invită. Dumnezeu nu este un narcisist care nu mai poate fără laudele tale. El este glorios că o zici tu sau nu. El este măreț că o recunoști tu sau nu. El este creatorul că o recunoști tu sau nu. Păi atunci de ce îmi tot spune să-L laud? Că tu ai nevoie ca să vezi asta. Că eu am nevoie să mă bucur în asta. Pentru că pentru aceasta am fost creat. Și până când nu mă bucur în El și nu-L laud și nu mă închin, nu îndeplinesc scopul pentru care am fost creat. Și nu pot ca să trăiesc o viață deplină de bucurie. El nu-mi poruncește că El are nevoie de laude. El îmi poruncește că eu am nevoie să-L laud. El îmi face o favoare când îmi poruncește lucrul acesta. Ca tare, eu și cu dumneavoastră suntem responsabili ca să lăudăm în locașul lui cel Sfânt și pretutindeni. În concluzie, haideți să recapitulăm foarte, foarte repede. Da? Ce trebuie să facem? Să lăudăm pe Dumnezeu. Este porunca lui Dumnezeu. Unde? În adunarea sfinților, în mod special, în mod deosebit, dar și pretutindeni. De ce? Pentru tot ceea ce face și mai ales pentru tot ceea ce este Dumnezeul nostru. Cum trebuie să facem? Cu absolut totul, dar potrivit cu poruncile Scripturii, cu principiile ei și cu manifestarea potrivită, pentru locul potrivit. Da? Și cine? Toți oamenii. Asta înseamnă și eu și dumneavoastră trebuie să laude pe Dumnezeu și să ne ajute El să împlinim această poruncă. Amin. Amin.